La nivelul județului Hunedoara, la ora actuală, există 950 de locuri de muncă vacante din evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, însă niciunul nu este pentru cei cu studii superioare. Actualmente, cele mai multe posturi vacante sunt pentru vânzători, muncitori necalificați, în construcții, agenți de securitate, ajutor de bucătar, ospătar, sudor, ori casier. Astăzi avem 950 de locuri de muncă vacante în evidență, pentru studii superioare foarte puține, spre deloc. Nu avem niciun post pe studii superioare. Am avut posturi vacante în meserii de economist, inginer și așa mai departe, dar marea majoritate al angajatorilor din județul Hunedoara nu solicită posturi de studii superioare. Și o să vă spun exact structura. Avem 83 de vânzători ca posturi vacante, 55 de muncitori necalificați în construcții, 45 de agenți de securitate, cu toate cursurile noastre care le organizăm și încadrăm la ei foarte mult, totuși mai există, lucrător comercial 38, muncitor necalificat la montarea pieselor 36, ajutor de bucătar 30, ospătar, sudor, casier, manipulant, lăcătuș. Rata șomajului în județ este de 3,73%, fiind înregistrați în jur de 6.000 de șomeri. 8% dintre aceștia sunt cu studii superioare, 28% cu studii gimnaziale, 27% liceale și 20% sunt șomeri fără studii sau cu maximum 4 clase, majoritatea dintre aceștia fiind greu ocupabili pe piața muncii.